Iarăși, s-ar putea, tot așa ca trend general, eu cred că o să vedem foarte mult creșterea asta de Internet of Things, dar nu la, adică, de exemplu, acum, de vorbeam și asta cu soția mea în mașină, vorbeam de uite, la ce s-a făcut un frigider, nu mai dau acum numele, cu camere înăuntru, cu niște display-uri pe el, tot felul de parascoveni. Dar, de exemplu, chestia asta, camera înăuntru, mi se pare, adică este foarte bine ideea să știi ce e în frigider, dar este foarte ciudat să te-a pus să scoți telefonul în supermarket, să zicea să mai vedem al lapte, stai puțin că poate pe raftul 1, poate pe raftul 2, unde l-am pus, să mă uit în stânga, să mă uit în dreapta. E dracu, e un lapte, costă 4 lei, 5 lei. Că-l iei și nicio problemă, o să-l bei mai încolo, nu e ca și cum se strică. Adică cumva eu cred că genul ăsta de, adică la Internet of Things, unde eu să spun sunt un early adapter, sunt foarte, adică sunt puține scenarii deocamdată care funcționează. Uite, de exemplu, becurile. Becurile Philips Hue, mai sunt, mai au Osram, mai sunt vreo 3 startup-uri, Lux, Mux, whatever, dar până la urmă, cred că General Electric are, dar cred că Philips Hue are cel mai bun ecosistem la un moment dat. Problema este că atâta timp cât toate lucrurile sunt cablate pe, de exemplu, fix de la mine, știi? Mi-am pus o grămadă de becuri de-astea Philips Hue, că sunt un pic țăcănit, adică așa, dar după aceea asta e puțin, că o mică problemă că trebuie să le deschid din telefon. Ok, asta era problema, ok, hai să-mi iau switchere de-alea wireless să lipese pe perete. Bun, le-am lipit pe perete. Faza este că toți ceilalți oameni care sunt în casa asta, mai exact soția mea și fiimea, nu le deschid cu becul ăla după perete, le deschid cu adaptorul click-clack, știi, ăla clasic. Ori tu nu poți să scoți pe ăla după perete, pentru că nu ești nebun pe aceea să nu mai meargă sistemul, să ne întrebă cum a prins lumina, cum, știi, adică cumva e o problemă de, exact, sistemul încă nu funcționează perfect, it's smooth, este păi fără fricțiuni. Da, mi-asum, știi? Sau iarăși, ok, poți să faci un bec roșu. Întrebarea este de câte ori vrei să faci un bec roșu, adică, sau un bec mov, sau un bec roșu și unul verde, știi? Adică cumva, sau iarăși, poți să faci pe zona asta, nu știu, dacă primești un mail important, să se aprindă un bec roșu. Dar de ce faci chestia asta, știi? Adică cumva încă nu există scenarii pe zona asta foarte, foarte smart. Știi, și noi, adică trebuie să luăm, sau iarăși, de exemplu, vreau să-mi pun un loc de la inteligent la ușă, care am deschis cu telefonul, care poți să emiți chei de unică folosință, bla, 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 bla. Dar citeam niște recenzii, că la un moment dat cineva, recenzorul, își găsise casa deschisă, cumva fără așa, și se întreba dacă a închis-o sau nu a închis-o. Și în momentul ăla nu mai avea siguranță, știi? Adică dacă... N-are loc acolo să vadă când a închis, la ce oră și... Nu știu exact dacă avea loc sau nu, dar cum a rămas, adică cumva încă partea asta de internet o simți. Clar, o să fie foarte tare, adică am văzut că și studiile vorbesc de habar n-am, că parcă vreo 30 de miliarde în 2020-2025, adică huge, mai mult decât, sau aproape cât toată zona de comunicare, whatever, pe internet. Huge, dar deocamdată cred că sunt puține scenarii, adică, dar pe de altă parte eu cred că încet, încet o să vedem zona asta crescând, nu neapărat la noi în România, dar încet, încet o să ai tot felul de device-uri care nu îți măsoară temperatura, pulsul, cât ai dormit, deja astea sunt cam mainstream, cât ai dormit, cât n-ai dormit, practic o să fie ieftine, adică, de exemplu, brățările astea deja la chinez sunt undeva în jur de 20 de dolari, 30 de dolari, adică o să ajungă la niște costuri de astea, de genul 5 dolari sau, și atunci, practic, o să fie foarte mainstream, poate ne putem închipui că o să fie în haine, în mașetele la toate hainele, știi, la un moment dat, nici măcar nu o să mai le porți pe tine, o să le ai 25 de tricouri sau cămăs sau ce ai tu, practic fiecare o să fie un device de asta de 2 euro, 3 euro și o să fie mult mai frictionless. Dar, cam, na, eu cred că zona asta de Internet of Things o să o vedem foarte bine, mai ales la american, zona asta de interfațare între ceea ce, nu știu, dinspre internet, spre realitatea reală, realitatea și fizică. Și perspectiva asta ne aduce doar, sau din perspectiva de comunicare, mișcarea asta ne aduce doar foarte multe date despre utilizator, înțeleg. Clar, clar. Ca și nouă, da, bine, iarăși are și problema și de asta ar fi altă discuție care cred eu că o să apară în anul ăsta, o să fie care este exact contractul social între un site și un utilizator. Adică are dreptul un site să-ți folosească toate datele după cum vrea el, doar că anunțându-te
că se folosesc pentru, nu știu ce, pot fi cedate third party-urilor, sau trebuie să-ți dea o explicație completă în ce moment vor fi folosite și care și cum. Pentru că deocamdată nu sunt trecute în terms and condition situațiile clare. Adică, nu știu, noi am hotărât să le dăm datele voastre celor de la Habarnam, liderul mondial în șampoane, ca să facă nu știu ce. Noi am făcut, că practic, o informare de asta mult mai, mai atomizată. Asta cred că e o discuție, știi? Adică cum se vor fi, sau are dreptul un site, un publisher să spună 5.000 de reclame? Sau e suficient unul, știi? Adică cumva, cred că asta e o discuție. Nu, vedem zilele astea IAB-ul care a interzis adblockerele. Make sense, până la urmă, într-un sens. Adică nu mi se pare foarte o manevră, cum să zic eu, din punctul de vedere foarte principial, prea. Până la urmă, lucrurile trebuie să le consum și cu partea bună și cu partea rea. Nu, altfel trebuie să plătești. Odată trebuie să, pe de altă parte, dacă interzici adblocker, dar trebuie să, toți cei care interzic, trebuie să pună la dispoziție și o variantă în care poți să plătești. La nivelul de articol, la nivelul de lună, la nivelul de săptămână, whatever, nu contează